Facem liniuță acum, spargeți butonul de like, Bogdan versus Sabina, dă-i! Niau, niau, uite așa! Zum, zum, zum. Deci spargeți acum butonul de like dacă n-ați făcut-o, pentru că Sabina face troti vlog pentru prima oară. Salutare prieteni și bine m-am găsit la un nou troti vlog. De data aceasta un clip mai special, împreună cu Sabina suntem cu trotinetele. Claxona aia nu are, doar asta, o sonerie. Așa că toată lumea spargeți butonul de like, să adunăm cât mai multe like-uri, facem un troti vlog amândoi pentru prima oară. Aia prinde cam 25 la oră, 25-27, asta prinde 35, cam așa. Hai că nu intru în tine, nu-ți fie frică. Hai, ia uite, acum îi dăm o leacă așa. Dar vină mai cu viteza. Da. 27, 28, 29, 30. Da. Sabine este frică să bage prea multă viteză. Așa, dă-i, cu viteză. Facem o liniuță? Nu, hai că eu stau pe banda mea aici, nu intru pe banda ta, ca să nu zici că intru în tine. Da, oricum e liber parc. Noi sunt decât vreo 2-3 copii, v-am văzut la parculețul de joacă. Și câțiva cu bicicletele, da. Da, e liber, azi e fain. Și vremea plăcută. E prea repede, că avem 15 la oră, 16, cât ai acum. Prea mult. E, nu-i viteză mare. Așa. Hai că mă duc mai repede, leacă. Tu mergi în ritmul tău, așa, fără frică. Vreau să-i dau puțin mai viteză. Da. Hai să vedem. E foarte fain parcul ăsta. Pentru că este o stradă așa lungă și dreaptă. Exact în mijlocul parcului și pe aici nu circulă mașini, deci poți să te plimbi lejer. Mm. 33 la oră. Prrrt. Și am ajuns în capăt. Da. Și în capăt sunt case, e câmpul. E un cartier rezidențial, ca să zicem așa. E un cartier de vile. E un cartier nou aici făcut. Bine, nou, are ceva ani, dar e oricum nou. Exact la marginea pădurii. Foarte fain. Da, hai să mă duc înapoi către Sabina pentru că am lăsat-o în urmă. Uite așa. Zum, zum, zum. Frână. Ua, frână foarte bună. Da, pentru cei care se întreabă ce trotinetă e asta, e Kugo M2 Pro, scrie și pe ea. O trotinetă foarte bună. De la Dacor, pentru cei care vreți să vă uitați cât costă, detalii și specificații despre trotinetă, o să vă las un link în descriere, puteți să vă faceți acolo. De pe site-ul dacor.ro este trotineta aceasta și o să vă las în descriere. Iar cealaltă este Kirin S1. E la fel, tot marca Kugo, amândouă sunt marca Kugo, doar că diferă. Asta e puțin mai mare, mai puternică, iar aceasta este mai mică, să zic așa. Diferă foarte mult și roțile. Ca exemplu, la Kugo M2 Pro, asta de aici are cauciucurile pneumatice care se umflă, iar la aceasta sunt turnate, e cauciuc turnat. Platforma aici e mult mai mare, ai stabilitate mai mare, dar se aseamănă foarte mult trotinetele. Plus că asta prinde 35 la oră, asta prinde 25, poate 30 să prindă la vale, să zic, nu știu, dar asta prinde și pe drept 33-35 lejer. Da, le-am făcut full la baterie amândouă. Cum e? Faină. Da, e faină, nu? Dar e fain că e locul. Merge prea repede. Merge prea repede, păi dacă te dau pe asta. Da. Ai, are și frână de picior. Pentru cei care n-ați văzut review-ul la trotineta asta, o să vă las oricum un link în descriere, să vedeți și review-ul la ea. Da. Deci îți dau avantaj. De la trecere, când ajungi tu în dreptul trecerii, eu abia atunci accelerez. Primul care ajunge la al doilea stâlp, da? Hai, câștigă. Deci facem liniuță acum, spargeți butonul de like, Bogdan versus Sabina, dă-i!
Accelerează tare. Tare, hai că te las să dai demaraj. Hai, 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 hai. Hai, nu merge, dai, a, gata. Hai, hai, hai. Dai, accelerează, nu te lasa. E frică să bagi viteză. Ce-am făcut? 25 la ora am eu. Te-am luat. Hai că eu am prins maximul la asta. 25. Am câștigat. Deci, am câștigat. E frică să bagi viteza, aia prinde mult mai mult. Nu te, hai că nu-ți fie frică, că nu intru în fața ta. Hai, tu mergi liniștit. E frică să nu intru în aia, uite păsărele, sau păsărele. Da. Nu-ți fie frică, că nu intru în tine. Frână. Deci nu vrei să mergi prin partea aia, nu? Nu. Nu? Bine, hai că mă duc singur. Aici. Aici. Op, stai. Să urc. Ok. Da. Vreau să intru, să dau o tură pe aici. Numai că pe aici e piatră și Sabine este mai frică. Așa că o să merg singur. Și Sabina se plimbă pe alee. Nu e foarte mare pădurea asta. Este un crâng. Mai exact, crâng Petreș se numește. Pentru cei care m-ați mai întrebat în comentarii, pentru că am mai fost în trecut aici. Se numește crâng Petreș. De lângă Focșani, la 3 minute de Focșani, în județul Vrancea, pentru cei care nu știu. Da, mi-a spus cineva că e în Buzău sau nu știu unde, poate că seamănă, dar nu. Este crâng Petrești, așa se numește, e aproape de noi. Ok, să-i deschis aici. Da, deci, hai să-i dăm o tură pe aici. Uop, hai să nu-i dau foarte... Deși aș putea să merg și cu viteză. A, e drumul destul de bun. Chiar e drept, nu e denivelat. Trotivlog prin pădurice. Ia uite ce frumos avem aici, niște foișoare, putem spune așa. E destul de fain organizat pădurea asta. Poți să mergi și încolo și încolo. Da, și pe partea asta, nu știu dacă observați, dar sunt case. Deci sunt case, exact aici. La 20 de metri sunt case. Au ieșirea în pădure. (laughs) 16, 17. Avem și băncuțe în mijlocul pădurii. Op. Hai să luăm o pauză. Să ascultăm puțin natura. Ia uite. Foarte frumos. Am și o cameră de vedere care mă filmează chiar acolo pe stâlp, nu știu dacă se observă. Sunt camere de vedere, am observat prin parc și asta e foarte bine pentru că au și pasnici. Au vreo 3 pasnici, am văzut, la mijloc și la intrări. În caz de cineva strică pe aici băncile, asta e foarte ok. Da, foarte faină pădurice. Poți să vii aici să te relaxezi. N-aveți idee cât e de plăcut în momentul ăsta. E o vreme perfectă. O temperatură undeva la vreo 25-27 de grade. Foarte fain. A plouat mai devreme. Nu știu exact dacă a plouat aici, dar la noi cel puțin a plouat. Ploaie dintre astea de vară. Da, și am ales să ies astăzi, după cum vedeți, cu trotineta, doar eu și cu Sabina, la o plimbare, doar că Sabina nu are curaj să intre aici prin pădure, mai mult pe alee, și de asta v-am spus că dau singur așa o tură, să văd, poate găsesc ceva interesant pe aici, ce puțin vreau să mă plimb, și mă duc înapoi către ea. Da, și am ieșit cu trotinetele, mă tot întrebați de ce am așa multe trotinete, pentru că suntem mulți membri în familie și fiecare are o trotinetă și ne plimbăm. Bine, în principal eu mă plimb cu ele, dar... Și Sabina are trotineta ei, după cum a văzut-o, pe aia mai micuță. Și eu astăzi am ieșit cu N2 Pro. Asta este trotineta. Vă repet încă o dată, o să vă las un link în descriere. Pentru cei interesați, ca de fiecare dată, dacă vreți,
un mijloc de transport mai mult decât perfect, o trotinetă în pădure. Bine, nu în pădure, ci pe alei. Pe alee, pentru că alea este bună. Chiar de aici din piatră, din trasa, dar în principal acolo este șosea, după cum ați văzut. Deci nu aveți absolut nicio problemă. Mai ales cu cei care nu vor să dea la pedale, trotineta cred că este excelentă. Nu că nu îmi place mie să pedalez, îmi place să pedalez foarte, foarte mult, doar că îmi place să le diversific, să mergi cu trotineta și cu bicicleta și cu role și cu absolut orice. Și am început să capăt o manie pentru trotinete astea electrice, sunt foarte, foarte plăcute ca și mijloc de transport, pentru că chiar de are șa sau chiar de nu are cum o am pe cealaltă, dar pur și simplu e foarte relaxant, nu prinde o viteză foarte mare, dar dacă nu știi să controlezi viteza respectivă și la 25 la oră, vă recomand o cască, pentru că puteți să cădeți foarte, foarte rău și să vă rupeți o mână sau să vă spargeți capul. Deci e destul de periculos dacă nu știi să mergi pe ea. Așa că nu vă trebuie o viteză foarte exagerată. Sincer, nu știu unde ies acum, pentru că sunt foarte multe cărări dintre astea și eu n-am mers peste tot pe aici. Cel puțin pe partea asta e prima oară când o iau. Am mai mers prin părțile celelalte. Ai, uite, și am ajuns și la sătucul acesta. Cred că v-am mai arătat niște clipuri de aici, dacă nu le știți. Aici nu trebuie să fac viteză, că poate să mă fure. Se fură la roți piatra. Am aici toalete. Toalete, foarte multe bănci, foarte frumos organizat. Unde este? Ia să văd eu. Ok. Acum trebuie să o caut pe Sabina. Hai să văd, mă duc încolo. Acum trebuie să-mi caut soția să văd unde este. Hello! Bună ziua! Ce faci? Gata? Te-ai plictisit de plimbare? Bă, ce catering, dar știi ce este ăla? Nu. E hoverboard, dar are și are, nu, are de asta, cum îi spune, un fel de platformă, de am văzut și eu pe internet, știi? Îmi iau și eu pentru hoverboard, știi, și merge așa la ea. Păi fain pentru Nico, ai văzut ce? Da, vezi ce viteză prinde. Ce figură. Cred că așa prinde 25-30 cu aia. Luaie trebuie lui Nico, dar bine, cred că are 4 ani. Ei, mi-a măricică, da. Dar e faină, știi? Genial. Dar e un fel de hoverboard. Da, exact hoverboard, dar are un suport special cu mânerile alea și cu și cu șa, știi? Da, mergea. Caterinca, da. Hai, să-i dăm. Stai, mă, sau am oprit-o. Ok. Hai. Hai să mergem acolo. Mai dăm așa vreo 2 ture. Da, e fain. E plăcut că e liber. Mai departe. Nu știu dacă are un kilometru toată asta, în niciun caz. Nu cred că are. Stai, nu te opri. Mergi.
Da, ce foc, da, mă arunc un pic și te întrece. Are o frână, a zis că mă duc în nas. Cam 20 maxim prinde cu hoverboard-ul ăla. Da, dar e genial. La un moment dat era în liniuță. Ce era în liniuță? Da, uite, da, e mișto treaba, știi? Eu mi-au și o așa de aia. Deci spargeți acum butonul de like dacă n-ați făcut-o, pentru că Sabina face Trotti Vlog pentru prima oară. Așa că pentru ea susțineți acolo Trotti Vlog, mai face Trotti Vlog. Stați mai lejer așa, știi? Să faci așa. Hai, nu. Centru de informare științifică. Ia, hai să-i dăm și pe aici o tură, că n-am mai fost de mult timp. Și văd că am reamenajat foarte frumos. Pardon, mulțumesc. Are baterie, are, da? Haide. Ce faci? Hai cu viteză, băi, gata, de acum ieșim săptămânal până prins 50 la oră, ți-o dau pe cealaltă mare. Nu mai aveam cum să o iau și pe cealaltă, că n-avea rost să iau 3 trotinete acum. Da, na, e perfect, data viitoare dacă veni cu toți și cu Nicolas, el cu trotineta mică. Bun, prieteni, cam atât ar fi cu video pentru astăzi, o scurtă plimbare împreună cu soția mea, Sabina. Pentru cei care nu o cunoașteți, dacă sunteți noi la mine pe canal, eu sunt Bogdan, ea este Sabina. Și astăzi am făcut o plimbare cu trotinetele. Așadar, dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să apăsați acolo pe butonul de like într-un număr cât mai mare. Abonați-vă la canalul meu pentru și mai multe videoclipuri. Și la canalul Sabinei puteți să vă abonați activități în familie, link mai jos în descriere, pentru că și ea postează foarte multe tipuri de videoclipuri. Așadar, ne vedem data viitoare. Numai bine!